Marți 13, zi cu ghinion pentru olteancă, care a țepuit statul cu 500.000 de lei. La prima oră, polițiștii olteni și doljeni au descins în 13 locații, căutând documente care să dovedească prejudiciul creat de femeia care era înregistrată ca administrator a unei societăți comerciale, domeniul de activitate ale acesteia fiind comercializarea materialelor de construcții. Perchezițiile au vizat probarea activității infracționale a unei femei, bănuită că în perioada 2012-2014, în calitate de administrator al unei firme, ar fi înregistrat în evidențele contabile facturi fiscale de achiziții mărfuri, eliberate de societăți comerciale de tip fantomă. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracțională este de aproximativ 500.000 lei. Polițiștii au descins în locații din Slatina, Potcoava, Drăgănești, Tolt și Craiova, de unde au ridicat evidențe contabile. 10 persoane au fost aduse la audieri. În urma celor 13 percheziții efectuate, au fost ridicate mai multe documente de evidență contabilă. 10 persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Olt în vederea audierii. Perchezițiile s-au desfășurat într-un dosar penal aflat în instrumentare de Inspectoratul Județean de Poliție și coordonat de procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. În prezent se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.